femeie este cercetată pentru violență în familie după ce și-ar fi bătut soțul și l-ar fi împins pe scări. Ca să scape de furia partenerei de viață, bărbatul a sunat la 112 și a cerut ajutor. Bărbatul de 41 de ani a sunat miercuri 25 mai la secția 14 Poliție Rurală din Vama și a anunțat că soția de 35 de ani l-a luat la bătaie potrivit Suceava, smartpress.ro. Ajunși la fața locului, polițiști au aflat că în ziua respectivă, în jurul orei 11, cei doi soți, care se află în proces de divorț, s-au luat la ceartă, iar femeia l-a lovit pe soțul ei, l-a zgâriat pe gât și l-a împins pe scări. Polițiștii au completat un formular de risc după ce au constatat că erau întrunite condițiile pentru eliberarea ordinului de protecție provizoriu, însă bărbatul a spus că nu dorește să solicite documentul. Totuși, el i-a făcut soției plângere penală, iar aceasta este cercetată acum pentru infracțiune de violență în familie, relatează Digi24.ro.